Ideea de Dumnezeu este bună sau nu, în funcție de cum este înțeles Dumnezeu. În spatele unora dintre cele mai mari realizări de pe pământ a stat numele lui Dumnezeu și în spatele unora dintre cele mai mari nenorociri a stat același nume al lui Dumnezeu. Recent s-a sărbătorit în America 10 ani de la... S-a sărbătorit? Oh, ce vorba e asta! S-au comemorat 10 ani de la dezastrul din 9 septembrie, din 11 septembrie din 2002. Și mâine o să fie, de fapt, comemorarea propriu-zisă. Au fost dezbateri pe toate fronturile cu diverse politici și poziții care sunt luate de diferite. Ceea ce putem să spunem însă este că lumea noastră după ziua aceea fatidică nu a mai fost aceeași, nu o să mai fie niciodată lumea care a fost înainte de ziua aceea. Fără să-mi fi spus cineva, când mă uitam la televizor, prima dată am crezut că este un film sau ceva, în computer am văzut prima dată, nu, am crezut că este un film sau sunt știrile sau ce să fie aici, nu puteam să cred că este adevărat. Până la urmă mi-am dat seama că era real. Și am observat primele imagini cu cea de-a doua lovitură care a avut loc acolo. Nu este calculabil omenește ce s-a petrecut atunci. Nu aș vrea să mă ocup de această parte a problemei, ci de una care a stat în spatele acestui lucru. Ca oamenii aceia care au intrat în turnurile acelea, acei tineri, mama uneia dintre ei trăiește în Anglia, acum unul este arestat în America, dintre cei care au fost parte din complotul acela. Ca tinerii aceia să facă lucrul acela în numele lui Dumnezeu, e ceva înfiorător. E ceva pe care numai Satana putea să-l creeze ca să poată să înnegrească acest nume și mai mult decât este acum înnegrit în lume și blamat. Și sunt convins, se spune că au murit 3.000 de oameni la căderea celor două turnuri. Eu cred că numărul celor care au murit se ridică la milioane sau poate miliarde în timp, care și-au pierdut încrederea în Dumnezeu din cauza a ceea ce s-a întâmplat acolo și din cauza faptului că oamenii de acolo au folosit numele lui Dumnezeu. Mohamed Atta, unul dintre cei care a fost conducătorul acestui grup, el a lăsat o notă în motelul unde a dormit și a zis: Doamne Dumnezeule, doresc să fac ceea ce știu că ți este plăcut. Ideea de Dumnezeu este, așa cum spunea Pavel, e un lucru bun dacă e bine întrebuințat. Dacă este rău întrebuințat, este răul cel mai mare. De aceea, astăzi aș dori să lăsăm Scriptura să ne vorbească fiecăruia în parte cu privire la responsabilitatea noastră personală. Aș vrea să plecăm de aici cu o nouă înțelegere a faptului că suntem răspunzători pentru destinul vieții noastre. Suntem răspunzători, în mâna noastră acest lucru. Și dacă ați observat, spune Domnul, fiii veacului acestuia sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Omenirea s-a ridicat împotriva ideii de Dumnezeu ca paravan, împotriva ideii de Dumnezeu ca scuză de a nu face un lucru. Cum o vrea Dumnezeu, ideea aceasta de abandon, s-a ridicat împotriva ideii de Dumnezeu când e vorba de fuga de responsabilitate. Domnul să-ți ajute, cum ar rămâne să-mi ajuți tu puțin? Domnul să-ți ajute. S-a ridicat împotriva ideii de Dumnezeu ca motiv de închistare. Omul nu luptă, nu se dezvoltă și spune că se lasă condus de Dumnezeu și rămâne în această stare încât fiii veacului acestuia sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Împotriva ideii de Dumnezeu când e vorba de fatalism, care ți-o fi soarta? Soartă? Ce aia? Am știut de consoartă, dar n-am știut de soartă. Soarta, cum îți va fi soarta? Scriptura ne va învăța astăzi
care va fi sau care este responsabilitatea noastră în ce privește destinul nostru, atât pe pământul acesta, cât și destinul nostru cel veșnic, fără de care ființa umană e incompletă. Orice ar atinge pe lumea aceasta, orice ar realiza, rămâne un gol în suflet permanent și nu poate fi rezolvată această problemă decât atunci când în inimă a luat loc Dumnezeu și credința în Dumnezeu. Dar să deschidem Scriptura și să descoperim în capitolul 6 din Galateni, versetul 7, trei lucruri asociate. Primul este, nu vă înșelați. Adică e posibil să... Am văzut cât de enervat este un om când l-a înșelat altul. E durere. E durere când îți dai seama că și-a bătut joc de tine sau că te-a prostit sau că te-a mințit sau că te-a dus cu preșul și îți dai seama mai târziu. Ești indignat, ce nu există, ce nu există. Unii oameni au vărsat sânge din cauza aceasta. Alții au deschis procese de răsune la tribunal. Au fost înșelați. Dar încă n-am găsit pe cineva care să fi deschis un proces la tribunal când a descoperit că s-a înșelat pe sine, s-a înșelat singur. Încă nu s-a întâmplat lucrul acesta. Și Biblia spune, atenție, nu vă înșelați. Există posibilitatea să vă mințiți singuri, să vă furați singuri, să vă prostiți singuri, să vă duceți cu preșul singuri, tu pe tine, eu pe mine. Există această posibilitate. Și Biblia spune, ia foarte bine seama că ești foarte atent să nu cumva să te înșele cineva din jurul tău, dar ești foarte puțin atent când e vorba să te înșeli tu singur pe tine. Ești așa de enervat când te-a dus unul cu vorba. Și zici câte toate, dar când tu însuți te duci pe tine cu vorba de atâta timp, încă nu te-ai supărat pe tine și continui să te mai crezi, continui să te crezi pe tine care știi că te-ai dus cu vorba de atâtea ori. Tu ai zis, lasă, fii liniștit că nu mai fac de acum încolo. Te-ai dus cu vorba, ai știut ce ai făcut iarăși și continui să crezi acest lucru. Scriptura de astăzi ne spune, atenție, nu vă înșelați singuri. Păzește-mă, Doamne, de prieteni, că de dușman mă păzesc eu. Dar ai uitat o componentă esențială, ai uitat pe cea mai importantă componentă. Păzește-mă, Doamne, de dușman, păzește-mă, Doamne, de prieten, dar cel mai tare, păzește-mă, Doamne, de mine însumi. Acolo este pericolul cel mai mare, fiindcă la altul mă uit cu ochii mari deschiși și atenți și la viață în general să văd ce mi se întâmplă, dar când e vorba de mine, las garda în jos, fiindcă am ajuns să am încredere în mine. Și încă n-am obosit de faptul că m-am înșelat pe mine de atâtea ori. Nu vă înșelați singuri, este primul lucru. Și să ne rugăm lui Dumnezeu, fiecare să se roage în sufletul lui, Doamne, ajută-mă și deschidem ochii când sunt pe punctul să mă înșel pe mine însumi, să mă duc cu vorba, să îmi amețesc, să-mi amorțesc sau să-mi îmbăt mintea, propria mea minte, cu propriile mele gânduri. Ajută-mă Tu, Doamne, când sunt în pericolul de a mă înșela singur. După care spune, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Nu vă înșelați. Deci dacă ar fi să te înșeli în această privință, o să rămânem la aceasta specifică. Dacă ar fi să se înșele cineva la acest capitol, ce ar crede persoana aceea care se înșeală pe sine la capitolul ăsta? Cine poate să-mi spună? Suntem puțin cam adormiți, vă văd pe toți, e cât oficiasul, nu știu. Da. Unul care se înșeală pe sine, Biblia spune, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Unul care se înșeală pe sine, ce crede?
Nu. Unul care se înșeală pe sine crede că Dumnezeu se lasă să fie batjocorit. Deci Biblia spune, atenție, nu te înșela. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Dar cine se înșeală pe sine crede, da, merge. Dumnezeu poate să fie batjocorit. Până acolo poate să coboare mintea noastră în orbirea ei. Soția lui Ieroboam e trimisă de soțul ei la prorocul lui Dumnezeu. Mergi și întreabă-l pe Abia, pe prorocul acesta, dacă va trăi copilul nostru sau nu. Copilul lor era bolnav, grav bolnav. Și, dar zice, vezi să nu te cunoască. Dacă știe că ești soția lui Roboam, regele nelegiuit al lui Israel, și ești regina nelegiuită, soția acestui nelegiuit, care ai târât o țară întreagă în fără de lege și în nelegiuire, dacă te cunoaște, probabil că o să dea drumul la câini sau o să te blesteme, sau, dar așa, fă-te, schimbă-te, vezi ce faci să nu te cunoască. Uitați-vă unde merge orbirea minții omenești. Femeia aceasta crede că prorocul lui Dumnezeu are ochii deschiși, el fiind orb, are ochii deschiși ca să știe ce se întâmplă în capitală, departe acolo, și ce se va întâmpla cu copilul ei. Ea crede lucrul acesta, dar tot ea crede că acest om care vede acolo și știe ce se va întâmpla cu copilul ei, nu știe cine este sub această identitate. Atunci se schimbă, își drege vocea puțin tel, probabil că ia niște măsuri oarecare să nu se îmbracă în zdrențe, să nu pare a regină, sau, nu-mi imagine, omul știe să facă tot felul de tricuri din acestea. Și în felul ăsta se apropie de profetul lui Dumnezeu ca să afle de la el ce se va întâmpla cu copilul ei, dacă va trăi sau dacă va muri. Era o problemă de viață și de moarte, dar speră și crede și gândește și se înșală pe sine că nu o să o cunoască. Primul lucru pe care îl spune profetul, îi spune, intră soția lui Ieroboam. Primele cuvinte din casă, era orb, a spus, intră soția lui Ieroboam. Și, i-a fi spus cineva că e soția lui Ieroboam. Dar el spune mai departe, pentru ce vrei să te dai drept alta? Adică totul este, epistola către evrei spune, totul este gol și descoperit înaintea lui Dumnezeu cu care avem de a face. Există în noi această nebunie, se numește paradisul nebunului, în care nebunul și închipuie anumite lucruri, dar sunt absurde. E absurd să crezi că poți cumva să-L înșel pe Dumnezeu sau poți să îți bați joc subtil cumva de Dumnezeu, să îi spui, hei, uite-te acolo, fii atent ce pasăre frumoasă, și între timp să bei ceva dintr-o sticluță și uite-te acolo. Crezi că poți să faci treaba aceasta cu Dumnezeu? No. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit și e spre binele tău. Tu nu slujești unui Dumnezeu orb, tu nu slujești unui Dumnezeu inconștient pe care poți să-L duci cu vorba și care nu deosebește între bine și rău. Și continuă textul nostru, ce seamănă omul, aceea va secera. Când e vorba de destinul nostru veșnic. Și pe pământul acesta învățăm această lecție în nenumărate exemple. Tot ce ni se întâmplă pe pământ, fie succes, fie eșec, nu are importanță practic, tot ce ni se întâmplă pe acest pământ ne învață o singură lecție, că un om seceră ceea ce seamănă. Învățăm lecția din aceste exemple practice de pe pământ ca să putem trage concluzia cu privire la cele veșnice, că destinul tău e în mâinile tale și că un om seceră nu ce i s-a întâmplat, ci ce a semănat. Aceasta e concluzia pe care trebuie să... Sigur că ne-am putea ascunde sub tot felul de paravane ca să călcăm voia lui Dumnezeu, ca să n-ascultăm de Dumnezeu, ca să mergem într-o direcție opusă celei pe care o știm că vine de la Dumnezeu. Am putea să avem scuze, am putea să avem explicații, tot felul de lucruri. Și să știți că Dumnezeu are răbdare cu noi să ne asculte. Și noi avem răbdare cu cineva care ne minte și știm că ne minte, dar îl lăsăm. Chiar vreau să-l văd până unde merge și cam ce poate să... După ce mă minte, îi pun o întrebare să văd acum cu ce minciună o să o acopere pe cealaltă și continuă cu o alta, încearcă și construiește acolo până când la un moment dat bietul om nu mai este niciun fel de ieșire. Dumnezeu are răbdare cu noi.
Și n-a forțat pe nimeni să nu mintă. Dacă vrei să-l minți, poți. Dacă vrei să te prefaci, poți. Dacă încerci să te ascunzi, poți. Dar, the bottom line, trăgând linie pe dedesubt, Biblia spune, ce ai semănat, aceea vei secera. Vreau să repet, destinul tău veșnic e în mâinile tale, te rog să înțelegi lucrul acesta. Și cu privire la pământul acesta, și cu privire la noul pământ, nu vei secera nimic altceva decât ce ai semănat. Tu trebuie să fii foarte, foarte conștient. Dacă ai hotărât să semeni răul și să seceri nenorocirea, nu e nicio problemă. Ai libertatea să faci lucrul acesta spre nenorocirea ta și a altora, bineînțeles. Deci nu vei fi forțat să nu faci treaba asta. Dar lecția Scripturii este, ține minte, nu gândi că vei semăna una și vei secera alta. Dacă te-a mințit cineva cu treaba asta și ți-a spus că indiferent ce semeni, tot aceea seceri, dacă cineva a spus așa ceva, să nu-l crezi. A mințit. E tatăl minciunii. Biblia spune, ceea ce tu semeni, acel lucru îl vei secera tu. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. O vei găsi pe aceea pe care ai aruncat-o, nu alta, nu pâinea pe care ai aruncat-o altul, ci o vei găsi pâinea pe care tu însuți ai aruncat-o. Și de câte ori gemem sub apăsarea vieții, de câte ori blamăm și acuzăm pe cei din jurul nostru și nu ne luăm o clipă să ne gândim, bine, bine, dar până la urmă, cine e cel care a semănat semincioarele astea în pământ, din care au ieșit buruienile astea amare? Cine este acela? Sigur că nu va trebui mult efort mental ca să putem să descoperim acest lucru. Nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Te duci noaptea la frigider, am avut un cunoscut, oamenii aveau frigiderul cu lacăt. Și el credincios pândea să prindă odată când nu e lacătul. Și prindea momentul când era liniște și scăpa la frigider. Scăpa acolo. Și după care închidea frigiderul ușor și se bucura că nu l-a prins. Sau zice profetul, te duci și desfrânezi, după care te ștergi la gură și spui, n-am făcut nimic, ce-am făcut? Parcă ceva, nu? N-ai făcut nimic? Adică nu te-a prins, dar tu te-ai prins? Asta ar fi întrebarea. Te-ai prins că ce seamănă un om, aceea seceră? Astăzi a inventat societatea noastră tot felul de mijloace prin care putem să contracarăm această lege a lui Dumnezeu, că anume ce seamănă un om, aceea seceră. Sunt astăzi tot felul de mijloace de prevenire, de acoperire. Nu se știe nimic. Crezi lucrul acesta? Să nu crezi. Dacă ai făcut o crimă perfectă, se numește, prostie, fals, nu există crimă perfectă. Dacă ai furat și n-ai lăsat urme, niciun fel de urme, crezi că n-ai fost prins, că nu vei fi prins și poate că nu vei fi niciodată prins. Aș vrea să spun că ai lăsat urme pentru totdeauna în sufletul tău. Și de acolo nu le poate șterge decât harul lui Dumnezeu și sângele lui Hristos Iisus. Ai desfrânat și nu se știe, ai trăit cu soțul uneia, cu soția cuiva, nu se știe nimic că au fost de treabă, nu s-a auzit, nu se știe nimic, totul merge bine? Crezi că da? Nu? No? Au rămas urme adânci în mintea și în sufletul tău, pe care nu-i nevoie să le vadă nici poliția, nici pușcăria, nici gura satului, dar au rămas pentru totdeauna ei și nu le vor șterge decât sângele lui Hristos Iisus și harul lui Dumnezeu, dacă acest lucru va fi primit în viața noastră. Să nu accepte nimeni dintre noi sugestia acestei lumi că există mijloace prin care un om poate să semene una și să secere alta. Nu se va întâmpla așa ceva. Ce seamănă un om, aceea va secera. Alegerile noastre pe pământ îl condiționează pe Dumnezeu. Adică
Și tu, ca părinte, nu-i dai copilului tău acces la orice, pentru că știi că sunt anumite pericole. Nu-i spui să nu umble la priză, îi spui să nu umble cu cuțitul. Sunt limite. La fel procedează Dumnezeu cu noi. Ați auzit de cântărețul ăsta, de Frank Sinatra? El a avut un car de bani. Multi zeci, sute de milioane de dolari. Câți bani a lăsat el copiilor lui? Niciun ban. Niciun ban. Păi da, nu le lași tu cum le-a lăsat cântărețul celălalt? Nu? No? El a depus banii, toate acele multimilioane de dolari le-a depus într-o bancă și a spus băncii acelea, dacă la banca asta or să vină copiii mei cu un proiect viabil, care se știe că lucrează, asistați-i financiar, împrumutați-i, cereți banii înapoi. Dar ca să las copiilor mei bani, să-i văd morți în droguri și în crime și în sinucideri și în închisori, cum s-a întâmplat cu copiii lucutare și alucutare care au lăsat bani, eu această crimă împotriva copiilor mei nu voi face, așa a spus Frank Sinatra, și nu le-a dat bani. Așa procedează Dumnezeu cu noi. Oh, de ce nu mi-o fi dând mie Dumnezeu să câștig eu la loterie odată, că vai cât bine aș face la toată lumea dacă... Ai face bine la toată lumea și ți-ai pune un șfoară de gât tu, după aceea, odată, într-o nenorocire. Ați văzut lista asta din internet cu loteria? Cine, care au câștigat în America. Majoritatea s-au sinucis, au omorât pe cineva, familiile sunt distruse, nici nu știu dacă a scăpat cineva dintre oamenii aceia întreg. De ce primim cu măsură de la Dumnezeu lucruri? De ce nu primim unele lucruri? El știe ce alegeri ar urma să facem noi. El știe ce am semăna noi și El știe ce am secera. Și mulțumesc lui Dumnezeu că este așa. Prefer să merg pe calea lui Dumnezeu. Prefer să fiu lipsit, prefer să sufăr. Prefer să fiu condus pe un drum care nu-mi place, decât pe unul care îmi place și mă duce la moarte. De aceea, Scriptura pe care o citim astăzi are menirea să ne trezească sufletul la răspunderea pe care o avem în fața deciziilor noastre. Cine seamănă, spune Pavel în aceeași epistolă, cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Cine seamănă în Duhul, va secera în Duhul viața veșnică. Deschide computerul și privește toate felurile de mizerii și mișelii care există astăzi pe pământ și așteaptă-te să seceri credință de acolo, să devii un om credincios. E absurd, e o nebunie. De fiecare dată când ai făcut un pas pe linia aceasta, ai cum distruge freonul din lumea noastră, distruge ozonul, cerul albastru deasupra noastră e mâncat continuu de freon, fiecare pas care l-ai făcut pe drumul ăsta a distrus credința ta. Nu poți să semeni în firea pământească și să încerci să seceri din firea duhovnicească. Nu ai cum. Nu ai cum. Nu poți să te asociezi cu oricine și să iasă la fel. Nu. Ce semeni urmează să seceri? Mergeam cu soția nu demult pe marginea apei la Miami. Și pe lângă noi un om cu pantalon scurt mergea și el pe jos, în sensul opus. Ne-am uitat la el de când venea, bietul om. Avea un picior drept și unul curbat așa. Și așa mergea cu piciorul cel curbat și cu celălalt drept. Așa mergea pe marginea apei. Și am spus soției, știi ce-i cu omul ăsta? Nu-mi dau seama. Zic, omul ăsta s-a născut cu picioarele inegale. Un picior mai scurt și celălalt normal. Dar cel normal a trebuit să se curbeze. Niciodată piciorul cu care te naști mai scurt nu crește ca să se lungească la nivelul celuilalt, ci întotdeauna îl curbează pe celălalt și îl aduce la nivelul acesta. Spune-mi cu cine te împrietenești ca să spun ce ai să ajungi. Spune-mi cu cine vrei să te căsătorești ca să vezi ce devii mai apoi. Nu contează enorm ce semeni.
Contează enorm în ce asociație te găsești. Ești responsabil de acest lucru. Cartea Proverbelor spune, nu te împrieteni cu omul nervos, cu omul furios, pentru că, petrecând timp în prezența lui și cu el, devii ca omul acela. Ajungi să explodezi de furie și tu. Uitați-vă astăzi în lume, toate filmele sunt pline de violență. Rar mai vezi oameni care să mai discute pașnic între ei, discută violent oamenii, pentru că sunt transformați de ecranul acesta, s-au împrietenit cu ecranul acesta, cu personajele acestea. Desfrâul a ajuns ceva de zâmbet, de râs pentru oameni, pur și simplu a devenit unul din articolele de consum. Nu mai există acea rezervă sfântă, divină, în care Dumnezeu a spus, uite, nu treci peste frontiera aceasta și e normal să fie așa. Nu. Din cauza că te-ai împrietenit și ai lăsat să-ți fie semănate în minte astfel de gânduri. Ia bine seama ce semeni. Oh, da. Ia bine seama, dar eu nu semăn nimic. Fii atent, dacă nu semeni nimic, tot crește ceva. Crește sau nu crește? Buruieni, ai spus foarte bine. Dacă nu semeni nimic. Știți care este cel mai fertil, cea mai fertilă grădină a satanei în mintea unui om? Care este? Sau, cum să formulez treaba asta? Care este vremea cea mai bună pentru satana ca să lucreze grădina minții tale? Cum se numește vremea cea mai bună pentru diavolul ca să lucreze grădina minții tale? Lenea! Ai zis lenea? Nota 10! Lenea! Ați auzit de lene? N-ați auzit de așa ceva? Vai ce bun sunteți! Eu am auzit de treaba asta. Am auzit de ea și mă caută câteodată. Mă caută. Problema e că nu am timp, dar dacă aș avea timp să știți că m-ar căuta. Dar am învățat ceva frumos de la pastorul Popovici. Zice, când simt că mă prinde lenea, când îmi iard un șut în spate, a zis altfel de însu, eu nu zic acum, știți voi. Zice, când îmi iard un șut în spate, când simt că mă prinde lenea, eu nu semăn nimic. Serios? A nu semăna nimic înseamnă a lăsa buruienile să crească în lumea lor. Care să fie vremea cea mai potrivită ca să semănăm ceva bun în viață? Biblia spune, dimineața seamănă-ți sămânța și până seara nu lăsa mâna ta să se odihnească. Dacă aș putea să vorbesc de această dimineață ca fiind tinerețea de care vă bucurați voi acum și de care încă mă bucur și eu vreau să spun, dacă ar fi să vorbesc despre acest lucru, aș spune că acesta este timpul. Acesta este timpul. Ieri eram la Heathrow, am schimbat de la autobuzul acela, am luat un alt autobuz să vin încoace. Și lângă mine un băiețel. Și îl salut, frumos, salut, unde vrei să mergi? Ah, ce bine, zice că niciodată n-am mers cu autobuzul pe aici, trebuie să ajung la încă vreo 8 stații de la Watford, unde coboram eu, încă vreo 8 stații mai avea el de mers. M-am uitat eu pe traseul acela. De unde ești? Păi sunt din nordul Irakului. Și ce faci? Ne-a povestit dintre curzi. Mi-a spus suferințele inimaginabile, masacrul la care a fost supusă familia lor și câți au murit din casa lor și cum s-a refugiat aici. Și mă uitam la el, nu se mai dezlipea de mine și vroia să învețe, mă întreba tot felul de lucruri. Și zic, spune, de când sunt de vreo 12 ani aici, în Anglia, și auzi, ai mers la școală de când ai venit aici? Nu, că am stat, că lucrez foarte mult, zic, ascultă puțin. Lucrează pe jumate cât lucrezi acum și jumatea elaltă fugi la școală, băiete, zic. Fugi la școală. Acu e vremea. Acu este vremea. Ai să vrei să mai faci mai târziu ceva, n-ai să mai poți. Problemele de caracter, nu pot să mă stăpânesc că sunt tânăr. Nu poți să te stăpânești acum că ești tânăr? Păi dacă acum când ai toată energia și toată puterea de partea ta și nu poți să curbezi lucrul acesta rău din viața ta, ce ai să faci când o să înceapă să tremure pantalonii și de-abia să mai vorbești? Nu mai se poate așa ceva.
Nu se mai poate. Dacă acum când răul este incipient în viața ta, nu refuzi să lupți cu el și aștepți să-ți vină izbăvirea de undeva din spațiu, și nu se întâmplă treaba aceasta, ce vei face când păcatul va pune stăpânire pe tine și n-ai să mai poți să te mai eliberezi? Ați citit săptămâna trecută? Un tânăr de aici s-a așezat la masă cu soția lui, un tânăr care a lăsat furia aceasta modernă să-l tot cuprindă. Cum vă simțiți? Răspundeți urât de obicei? Dacă vă întreabă cineva, săriți așa în sus, ziceți câteodată, să sperie și omul ăla când vă este rușine după aia de omul ăla care ați răspuns așa. Eu știu câinii, ei așa răspund, dacă atingi un câine, imediat ți se sare. Dar dacă atingi un om, dacă vorbești cu un om, mă aștept să ia o clipă de gândire, mă aștept să răspundă frumos. Eu sunt mai iute. Dar cu poliția nu ești iute deloc, am văzut. Cu poliția vorbești calm, explici frumos, nu știu ce. N-am înțeles de ce ar trebui să respecti pe poliția mai mult decât respecti nepotul tău. Nu înțeleg treaba aceasta. Dar așa sunt eu. Tânărul ăsta a cultivat lucrul acesta. Așa e el. El iute, el răspunde, el zice. Și la masă este întrebat, dar de ce n-ai prăjit pâinea? A ridicat cuțitul și de 14 ori l-a înfipt în femeia aceea. A omorât-o în chip barbar și a ieșit afară în stradă plin de sânge, pur și simplu orbit de furie. Știi, poate că unele lucruri ți se par inocente, nu inocente, dar nu e cine știe ce. Alte lucruri ți se par comune cumva și nu ți-i seama de potențialul lucrului pe care îl faci. Adică o vorbă nu e doar o vorbă. Are potențialul să aprindă un foc mare pe care nu-l mai stinge nimeni. Are potențialul să distrugă o familie, are potențialul să distrugă viața unui om. Ai posibilitatea printr-o singură vorbă. Trebuie să te gândești ce e acolo, ce e în ea, că lucrurile seamănă între ele și ca volum și ca formă, dar puterea lor e diferită. Și se întâmplă că semeni un bob și seceri un spic, adică răul pe care îl semeni se multiplică teribil. De aceea Scriptura ne spune, fii prudent și gândește-te bine ce semeni, pentru că mai devreme sau mai târziu lucrul acela te va ajunge. Există, așa cum spuneam astăzi, asigurarea în lumea aceasta că legea semănatului și seceratului poate să fie cumva depășită pe dreapta. Și se poate. Și Satana e cel care îți dă asigurare întotdeauna când păcătuiești. Știți că el are companie de asta de asigurări, a știut? El lucrează, el are companie de asigurări. Când păcătuiești, îți dă asigurare imediat. Nu mergi fără asigurare niciodată, că altfel nu mergi. Dar el îți dă asigurare. Toate sunt false, bineînțeles. Și știi că sunt false și tot cumperi de la el. Deci nu odată te-a făcut. Ne-a mințit pe toți de mult. Dar încă mai cumpărăm tot de la firma asta, mai cumpărăm asigurare. Nu o să te știe nimeni, nu o să se audă, nu o să se vadă. Astea sunt asigurările diavolului. El vinde asigurările. Și le cumpărăm. După aceea se vede că nu a funcționat. David a comis nenorocirea aceea, după care a încercat să evite legea aceasta a semănatului și a seceratului. El a semănat acea infernală sămânță. Și a încercat cumva și a căutat inspirație cum ar putea el să evite legea aceasta nemiloasă a semănatului și a seceratului. Și Satana i-a spus, să-ți spun eu cum. Mai semeni niște semințe, tot din alea. Ca să scapi, deci semănase o sămânță rea. Și diavolul a spus, acum fii atent, dacă vrei să scapi de treaba asta, mai semeni încă un sac de semințe tot din astea. Adică îl omor și pe soțul ei, după aceea omor și toată armata,
care este acolo, o parte care a fost băgată sub ziduri din cauza asta. Dacă vrei să scapi de legea semănatului și să nu seceri ce ai semănat, a zis Satana, mai semeni în continuare niște semințe tot din astea. Iată, asigurat. Dacă faci treaba asta, ești asigurat că o să fie bine. Și a făcut toate treburile acestea. Și a sfârșit inimaginabil. El a secerat ce a semănat. Nu l-a bătut Dumnezeu, nu l-a pedepsit Dumnezeu. El s-a pedepsit singur. El singur și-a trasat drumul acesta. Și până cât a trăit el, a secerat în familia lui ceea ce l-a semănat în acea nenorocire. A secerat moartea între copiii lui, a secerat desfrânarea, a secerat exilul, a secerat divizarea țării pe baza la acest lucru. S-a ajuns până unde nu și-a putut imagina. Niciodată nu a stat să calculeze potențialul seminței nenorocite pe care o să... Ah, ce mare chestie! Vine fata aia, încoace, pleacă, după aia, așa e viața. Ce să... Eu sunt regele David. Și ce-i cu asta? Și dacă ești regele David? Nu s-a gândit niciodată la potențialul acelei probleme. Nu răul pe care îl fac, ci ce poate să facă diavolul din răul pe care îl fac eu. În ce se poate transforma lucrurile acelea? Ați semănat vânt, scrie Osea, și ați secerat furtună, adică s-a multiplicat teribil lucrul acesta. Semeni mândrie și seceri prostie. Semeni droguri și seceri un coșciug. Semeni alcool, seceri ciroză. Semeni necredință, seceri singurătate și părăsire, necredință în familie, vreau să spun. Semeni răceală față de Dumnezeu, îți moare sufletul, nu-ți mai e drag, nu te mai trage inima. Semeni credincioșie, seceri și mai multă credincioșie. Seceri dragoste, semeni fericire, semeni dragoste, seceri fericire. Legea aceasta se aplică și în bine și în rău. Dar e sigură că aceea ce seamănă un om, pozitiv sau negativ, acel lucru va fi secerat. Trebuie să știm, trebuie să fim responsabili pentru deciziile pe care le facem. Și trebuie să știm că destinul vieții noastre este lăsat de Dumnezeu în mâinile noastre. Noi suntem aceia care tragem macazul vieții într-o parte sau într-alta și acolo va ajunge trenul vieții noastre. Nu este nimeni însărcinat și nici responsabil pentru acest lucru. Este în mâinile noastre. Și trebuie să fim conștienți de puterea și de lucrarea voinței din viața noastră. Scria Ellen White, trebuie să zice, ia seama la puternica lucrare a voinței, vezi ce poate să facă așa ceva, de ce parte a lucrurilor îți așezi voința ta? Am rămas fără cuvânt ascultându-l pe un om al lui Dumnezeu, nu de mult, câtva timp în urmă, și ne-a spus în public, zice, de când am fost copil, iar în vârstă acum, niciodată în viața mea nu mi-aduc aminte să fi stat, să fi gândit vreun rău la adresa altui copil, să-i fac vreun rău unui copil. Niciodată. Niciodată nu mi-amintesc să fi mințit pe cineva. Mama lui a fost credincioasă, o femeie credincioasă. Și zice, când era mic, mama mi-a zis vorba asta, zice, vezi că Dumnezeu poate să-ți ajute să trăiești fără minciuni în viață. Și mi-a rămas în minte de când am fost mic și n-am avut nevoie să mă folosesc de așa ceva niciodată în viața mea. Și ajunsese la vârsta aceasta. Și mă uitam la sănătatea lui și mă uitam la pacea lui sufletească și mă uitam la bucuria lui, îl vedeam cum se cera la anii aceia ceea ce semănase de-a lungul drumului vieții lui. Mi-a venit să plâng și mi-a venit să mă rog, Doamne, zic, de câte nu? Nu suntem conștienți ce facem. Ne dăm seama târziu de faptul că trebuia să luăm o altă hotărâre, trebuia să dăm un alt răspuns și dacă n-am fi putut sau n-am fi știut. Dar nu ne-am gândit la Dumnezeu. Când semeni cu Dumnezeu în minte, nu poți să semeni orice. Ci te vei întreba întotdeauna dacă ceea ce semăn eu astăzi va slăvi și va lăuda numele lui Dumnezeu.
Și lucrul ăsta devine un mod de viață al tău. Ajungi nici să nu te mai gândești. În cartea Hristos, Lumina Lumii spune că până acolo merge intimitatea unui om cu Dumnezeu, încât propriile lui impulsii, înclinații, dorinți, devin dorințele lui Dumnezeu. Este o așa muzică, o așa armonie între suflet și Dumnezeu. E un paradis al nebunului să crezi că semeni una și se cere alta. Este literalmente un paradis al nebunului să trăiești și să fii într-o anumită stare și să-ți imaginezi că ești într-o altă stare. Și ăsta este paradisul în care trăiește Laodiceea. Este paradisul nebuniei ei. Sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Nici chiar de Dumnezeu, dovadă că El este la ușă. Dacă era nevoie, ar fi fost în casă. Nu-i nevoie nici de El. Mă descurc fără El. Te sfătuiesc, spune Domnul, te sfătuiesc să cumperi de la mine, ca să fie adevărat ce ai spus. În orașul din care am venit, din care am plecat în state, era o doamnă arhitect, care între timp înnebunise. În fiecare dimineață ieșea pe bulevard, pe stradă, cu o baghetă în mână și străbătea de la un capăt la altul bulevardul, indicând cu bagheta aceea la diferite clădiri, trasând conexiuni între ele și mergând. Uneori era vremea groaznică, nu conta nimic. Ea era în paradisul ei. Și paradisul ei era arhitectura și continua în minte, în timp ce în realitate situația era jalnică. Cineva se ținea după ea odată și ținea o umbrelă deasupra, de milă, așa turna ploaia, și ținea o umbrelă pe spate ca să o acopere. Și ea, nu interesa nici de umbrelă, nici de nimic, continua să proiecteze în mintea ei lucrurile acelea. Laodiceea gândește în termenii aceștia și trăiește în lumea ei. Noi suntem oamenii ai credinței, noi suntem biserica de pe urmă, a vremilor de pe urmă. Dar nu cumva imaginația noastră despre, și părerea noastră despre noi înșine este așa de departe de realitate, cum era bagheta acestei femei? Nu cumva te-ar durea sufletul să vezi un copil al tău care... Și să încerci să-i trezești mintea, copile, nu-i adevărat lucrul ăsta, te rog, asta e o lume imaginară în care trăiești. Se va sfârși curând coșmarul acesta, ai să deschizi ochii asupra realității și ai să vezi cât de diferită este această realitate. Copile, nu semăna sămânța aceasta, că e rea. Va ieși o plantă otrăvitoare de aici și ai să trebuiască să o seceri tu și nimeni altul. Și ca părinte, te zbucium și ai vrea să-l ferești pe copilul tău să treacă pe aici. Cu cât mai mult luptă Dumnezeu pentru noi astăzi. Iubiții mei, aș dori mult să nu văd lacrimile nimănui, nici pe ale mele, nici pe ale copiilor mei, nici pe ale cuiva de aici prezent, aici într-o zi, pentru că am luat o decizie greșită în ce privește credința în Dumnezeu. Pe pământul acesta, dacă am luat o decizie greșită, îmi dau seama ce s-a întâmplat, învăț din prostia mea și data viitoare mă îndrept. Dar dacă în dreptul lui Dumnezeu și în dreptul mântuirii mele am ales un alt drum, va veni o zi în care va fi un drum fără întoarcere. Semănați potrivit cu neprihănirea și veți secera potrivit cu îndurarea. Aș dori să recomand astăzi sufletului meu mai întâi și nouă tuturor care sunt aici o sămânță de semănat. Aș vrea să recomand această sămânță. Și aș vrea să spun că oricui va semăna sămânța aceasta. Ar vrea să spun oricui că omul acela va fi cu adevărat fericit. Deschideți Biblia în 1 Ioan capitolul 3 și de aici versetul 9. Și iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu.
Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui Dumnezeu. Cine este sămânța lui Dumnezeu? Cuvântul. Și când spui cuvântul, ce înțelegi? Persoana Mântuitorul nostru, cuvântul s-a făcut trup. Cine este născut din Dumnezeu, nu păcătuiește, pentru că sămânța lui Dumnezeu rămâne în omul acela. Aceasta este sămânța pe care o recomand sufletului meu și o recomand copiilor mei și dumneavoastră și vouă tuturor care sunteți aici. Și oricărui om din lume. Și Petru spune în 1-a lui epistolă, în capitolul 1, zice, voi ați fost născuți dintr-o sămânță care nu poate putrezi. Când am primit cuvântul acesta, acesta ne-a născut dintr-o sămânță care nu poate putrezi. Nu uita lucrul acesta niciodată. Și în capitolul 1 al Evangheliei după Ioan, versetele 12 și 13, el vorbește chiar despre lucrul acesta și ne spune... A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Tuturor celor ce l-au primit. Dacă aș ști că mai am o singură oră de trăit, nu aș cere decât un lucru, ajută-mă, Doamne, să semăn sămânța aceasta, Hristos Iisus, în sufletul meu. Dacă aș ști că mai pot face un singur lucru pe pământ, pe acesta aș dori să-l fac. Dacă ar fi să recomand cuiva sub ceruri să facă un lucru, pe acesta l-aș spune. Lasă pe Mântuitorul tău în inima ta. Lasă această sămânță să prindă rădăcine și să încolțească în sufletul tău și ai să te bucuri. Aș vrea să las deschisă această meditație și fiecare să își gândească la viața lui proprie. Și aș vrea să citesc în încheiere o scrisoare pe care Alexandru Vlahuță i-a scris-o fiicei lui Margareta când a împlinit 17 ani. Cineva a primit-o. Și vă rog, pentru că sunteți o adunare tânără și așa de frumoasă, vă rog să primiți această scrisoare ca și când v-ar fi scris-o Domnul vouă, celor de aici, și nouă tuturor. Vlahuță către Margareta la 17 ani, la aniversarea de 17 ani. Să trăiești, mimilică dragă, și să fii bună. Să fii bună pentru ca să poți să fii fericită. Cei răi nu pot fi fericiți. Ei pot avea satisfacții, plăceri, noroc chiar, dar fericire nu. Nu, pentru că mai întâi cei răi nu pot fi iubiți și al doilea de norocul și celelalte pere mălăiețe care se aseamănă cu el vin de afară, de la oameni, de la împrejurări, asupra cărora n-ai nicio stăpânire și nicio putere, pe când fericirea, adevărata fericire, în tine răsare și în tine înflorește și leagă rod când ți-ai pregătit sufletul pentru ea. Și pregătirea este o operă de artă de fiecare clipă. Când pierzi răbdarea, împrăști tot ce ai înșirat și iar trebuie să o iei de la început. De aceea și vezi așa de puțin oameni fericiți. A, dacă nu ne-am iubit pe noi așa fără măsură, dacă n-am face atâta caz de persoana noastră și dacă ne-am dojenit de câte ori am mințit și ne-am surprins asupra unei răutăți ori asupra unei fapte urâte, dacă în sfârșit ne-am examinat mai des și mai cu nepărtinire, leznei de zis,
Am ajunge să răzuim din noi partea aceea de prostie, fudulă, de răutate și de necinste murdară din care se îngrașă dobitocul ce se lăfăiește în nobila noastră ființă. Se știe că durerea e un minunat sfătuitor. Cine e mai deschis la minte, trage învățătură și din durerile altora. Eu am o mare încredere în voința ta. Rămâne să știi doar ce să vrei. Și văd că ai început să știi asta. Doamne, ce bine îmi pare că ai început să te observi, să-ți faci singură mustrări și să-ți cauți singură drumul cel adevărat. Așa, Mimilica dragă, ceartă-te, de câte ori te simți egoistă, de câte ori te mușcă de inimă șarpele răutății, al invidiei sau al minciunii. Fii aspră cu tine, dreaptă cu prietenii și suflet larg cu cei răi. Fă-te mică, fă-te neînsemnată, de câte ori deșertăciunea te îndeamnă să strigi, uitați-vă la mine. Nu e triumf pe lume, nici sprijin mai puternic, nici mulțumire mai deplină ca o conștiință curată. Păstrează scrisoarea mea, când vei fi de 50 de ani, ai să o înțelegi mai bine. Să dea Dumnezeu, să citești și atunci cu sufletul senin de azi. Te îmbrățișează cu drag Alexandru Vlahuță, când ai împlinit 17 ani. Cineva la noi în casă se apropie zilele următoare să împlinească 17 ani. Și mă bucur de scrisoarea aceasta. Și în afară de faptul că am citit-o aici, am citit-o și cu această destinație. Și mă rog lui Dumnezeu să ne ajute să semănăm cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și sămânța cea bună și să secerăm înaintea lui Dumnezeu viața veșnică în Hristos Iisus, așa cum ne-a promis. Și în sufletul nostru o singură sămânță să fie semănată. Sămânța aceea care nu putrezește, al cărui nume este mai presus de orice nume și care a venit aici pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru că dacă îl vei crede, să nu pieri, ci să ai viață veșnică. Amin.